Salutări, salutări, Ștefan sunt! Gogo sunt, salutare! Te-ai civilizat, ai citit? Da, bineînțeles. Am înțeles că îți place să te culturalizezi. În această minunată seară la Academia de Vapat discutăm despre Perl. Sau fii Perlă. Inteligent. O fi, da, inteligentus. Și n-are butoane, n-are setări. Nu. Tap, touch, senzor. Și are poduri încărcabile, o baterie de 1150 de mAh și este simplă, inteligentă și frumoasă. Perla oferă o variantă simplă, dar sofisticată a experienței de vapat. Pur și simplu inhalează aburii ca să activezi și apasă pe touch ca să selectezi 3 setări de putere ale aburului. Bă, ești nebun. Da, Perla folosește poduri reumplubile. Reîncărcabile. Reumplubile, așa scrie, reumplubile. Așa, bă, ce îți permite să bagi lichidul tău preferat în câteva secunde și este de la Blue Dot Limited. Bă, arată fițos. Da. Os. Arată fițos, așa. Trebuie să vedem mai îndeaproape. O cutie foarte interesantă și aici putem să vedem pe spate că avem de-a face cu ceva simplu, frumos și inteligent. Minunat. O să-mi placă asta. O să pun asta aici. Hai să vedem ce avem de-a face. Și avem așa. Manualul de utilizare. Și o să-l ținem pe aproape că poate ne mai trebuie. Un alta de un device foarte simplu. Perl-ul. Și cutia mai conține o altă cutie în care, nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar se află un cablu USB. Acest Perl este primul pod device, ca să zic așa, țigară electronică ce folosește poduri, care este inteligent. Este atât de inteligent încât avem niște aparent butoane cu touch. Am aflat ulterior că nu sunt butoane cu touch și avem de face cu altceva. Până atunci, hai să vă arăt puțin, aici nu avem nimic, doar sigla Perl. Aici o fereastră în care vedem capacitatea lichidului, 1, 2, 3 parafi butoane, nu-ți butoanezi doar becuri. Ăsta aici în schimb este senzor. Aici nimic și pe spate micro USB pentru încărcare. Inhalarea se face pe aici pe sus și modul se activează în timp ce trageți. Problema este ca să-l încărcăm. Trebuie tras cartușul ăsta afară. Tragerea asta, în primul rând, ai pus mâna pe el. Adică unde ai pus mâna pe orice în ziua aia, îți pui mâna pe muștiuc și de unde ar trebui să vapezi. Jos arată cam așa. Nu e nimic interesant. Și cartușul. Cartușul în sine nu revoluționează nimic, nu e vreo mare inginerie acolo. E un clar banal, s-a mai văzut, alimentarea cu aer pe jos pe aici și rezistența în mijloc. Alimentarea cu lichid, în schimb, pentru că nu are nicio altă supapă, este o altă poveste. Se dă la o parte, asta pe care am pus gura toată ziua, și asta are aici ceva. Și în aceste găuri, să vă arăt și mai de aproape un pic, în găurile astea se toarnă lichidul. După aia, cu atenție, punem capacul ăsta înapoi, îl băgăm aici și poate fi vapat. Dacă te uiți atent, scoate și niște aburi. Butonul ăsta. Aici e un senzor unde putem să alegem puterea la 1, la 2 sau la 3. Dacă îl dai mai sus de 1, dă gust de ars. Așa că lichidul pus de noi e un 50-50 VG și PG, un litru mai exact. Ăsta e Perl.
Hai să vorbim și cu fanii să vedem dacă i-a plăcut. Minunat. Ai dat bani pe așa ceva? Nici cu, mă rog, cu pistolul la tâmplă, ba da, l-aș cumpăra. Da. Am înțeles. Și atunci de ce îl prezentăm? Pentru că... Da. Ia. Știi care e problema? Că vezi chestiile astea până și zici, mamă, cât de mișto e ăla, cum o fi? Bă, iar noi suntem mișto aici să vă spunem cum este ăsta mișto pe care l-ați văzut pe internet sau din greșeală sau la reclamă sau poate la pop-up. Bă, sau reclama la ceva și marketing de ăsta, toate sunt superbe. Arată da, bine. Modul e o mizerie, sincer, mai bine mergea Lip Ready. Și ăla mergea de toți banii și mergea bine. Ăla e cât 3 țigări la bucată înaintea aia, bă. Da, da, nu. Mergea bine rău Lipredi. Dacă ar avea un alt lichid în el, mi-ar conveni să trag din marcărele alea toată ziua. Aș desface unul, aș scutura din plicul de maionez. Și mai faci așa. Da, tâc, 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 frumos. După aia când se golește, așa-i faci, nu? Direct pe geam. Ca la toate podurile, ce se termină înainte? Bateria sau lichidul, știi? Aia e întrebarea. Și bateria vine plină? Ia să o măsor pe close-up. O măsor pe close-up, dar după ce am chinuit-o noi... Ei, dacă am chinuit-o... O măsor pe cealaltă. O măsor pe cealaltă. Nu, că... Ba da, ce avem de pierdut. Încă un marker. Încă un marker. A fost dar. Doamne, ce prost se trage din asta. Deci muștucul ăsta de cauciuc pe care nu ai cum să-l scoți fără să pui ghearele pe el... Să umple de... Să umple de toate boalele lumii, toate cancere, bola, sida, sifilis, toate e pe muștucul ăsta. Dacă l-ai băgat în buzunar să... S-a adus dreacul și uite, dacă observi cu atenție, după toate boalele, nici nu pui numai pe el, pe cauciuc, buzele, că pui, uite așa... A? Pe tot, da, sus de la colț. Du-te, drecu, de aici, ișe. E dubios. Prost rău. Bă, prost, foarte prost. Prost. Mai prost ca ăsta se poate, dar acum prezentăm doar... Bă, prost, perl. Un exercițiu foarte bun de marketing și advertising. Foarte, foarte bun exercițiu. De asemenea, și cred că și de design, știi? Dar parcă pinguinul a fost primul, știi ce zic? Pinguinul e mai frumos? Pinguinul a fost primul. Pinguinul ăla dă bine de lupă, o să tragi din el. Și cam unde e forma asta? Vorba unui tovarăș de-al meu. Pot să știu și eu de ce tragi dintr-un tampon? Bine. Dubios. Ai, frate, e... Dubios. Ce? Arată bine în poze și în randări. Da. Da. Aia da. Dar în mână... Nu are nicio treabă. Știi ce nu-mi place? Că atunci când tragi din el, nu vezi cât e de încărcat. Ca să vezi cât e de încărcat, apeși de 3 ori și ți arată că ești pe prima putere și pe... verde. Da. Are touch sensor. Doamne, ce să zic. Prost! Bine măcar că se încarcă pe micro USB. Măcar atât. Hai să plecăm. Până data viitoare, nu uita să ne urmăriți pe toate canalele media ca să aflați de ce moduri sau țigări electronice trebuie să vă feriți. Și ca să faceți asta cât mai eficient, nu uita să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel ca să aflați când mai urcăm câte o mizerie din asta. Când e live, când e concurs, când e scandal, când e panică. Când e drama. Drama. Faci și noi drama de-aia, mă? Nu, hai să facem de la, știi ce e la mod acum? Unboxing de pe dark web. Tu te drecu, că am văzut niște dale. Dai. Nu. M-am căcat pe ei de ce m-am speriat. Nu. Facem, nu știu, țigări electronice de pe dark web. Le punem... Și cu muzică de aia. Da, da, alea chiar vin cu sida. Treci din ele. Până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Și voi ați fost la Academia de Vapat. Pa! Iuhu, pa!